toată competiția din acest moment. În orice caz eu voi coborâ să mă pregătesc de plecare. Sensei, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența la microfonul Digi. Vă așteptăm oricând aveți ocazia. Vă așteptăm cu mare plăcere. Este o onoare pentru toți să vă avem alături de noi. Și pentru mine este o mare, mare plăcere. Sper să ne revedem cât de curând. La revedere tuturor celor care au fost și sunt încă prezenți. Sper să vă bucurați după cum și eu să mă bucur în trenul către București, iar cei de aici la sală să vă aud din tren, oriunde ar fi trenul, să aud cum în această țară, în această seară, în această sală toată lumea strigă pentru cele două victorii, să sperăm că vor fi două finale ale românilor. Mulțumesc mult de tot și la revedere. Și noi vă mulțumim, sensei Florentin Marinescu, președintele Federației Române de Arte Marțiale, centura neagră, 8 ani, se retrage acum și dați-mi voie să îl și salut pe această cală. Mulțumim lui sensei care tocmai ce coboară în sală, Marius Silaș, și așadar luptă pentru un loc în marea finală a acestei competiții în compania lui Vasil Vanghelov din Bulgaria. Acesta este meciul meciurilor. Marius Silaș sau Vasil Vanghelov din Bulgaria. Cată Marius cu roșu. Se retrage bine, schivează. Stă bine pe picioare. O lovitură interzisă. Se atrage atenția să nu lovească la cap. O lovitură din întoarcere. În a doua semifinală, Atanas Klibaviciu îl va întâlni pe Jimmy Collin, un lituanian și un suedez. Cei patru semifinaliști sunt aici. 6 sportivi au mai rămas pentru cele două titluri continentale, la feminin și la masculin. La feminin, Chen Ghecila din Ungaria va întâlni pe Viviana Chirilă în finala continentală. La masculin, Marius Silaș luptă acum pentru un loc în marea finală, ultima a acestei întreceri. De la Oradea. Cu titlul campion european, 5 titluri cucerite. Marius Silaș are deocamdată un meci destul de dificil în fața lui Vasil Vanghelov. Marius Silaș, iată-l acum într-o furibundă acțiune ofensivă, publicul e în picioare, nu e voie să-l ții, ni să ții, ni să împingi acel oși. Silaș din nou, Silaș acum în stânga imagine, atacă Silaș. În 2003 era în Japonia, se încheie timpul de luptă, Silaș a fost mai bun, s-ar putea însă să mai vedem o repriză de prelungiri. În 2003, în Japonia, la campionatul mondial, a avut o experiență extraordinară din punct de vedere cultural și sportiv. Vedem decizia arbitrilor. Suntem în semifinala europeană! 1, 2... Egalitate. Arbitrul principal nu a dat... Trebuie 3 arbitri, sunt 4 arbitri în cele 4 colțuri, da? Acești arbitri care se numesc oficial showman și arbitru principal, Sușinul. Ei, 2 dintre ei au dat victorie pentru Silaș. Totul, 2 au lăsat steagul, au arătat egalitate. Totul depindea de arbitrul principal, de Sușin, care a dat și el egalitate. Nu poți să câștigi decât prin...
50 plus 1, adică trebuie 3 voturi al arbitrilor ca să, sau în fine 3 puncte de la arbitri, au fost numai 2 pentru Ilaș. Trebuie să fie minimum 50 plus 1, adică 3 voturi pentru a câștiga un meci. Ilaș atac, se apără bine Vanghelov de această dată. În 2003 lupta cu legendarul sportiv japonez, cu Tsukaboshi, la campionatul mondial din Japonia. Îl pierdea în optim de finală în fața lui Tsukaboshi cu 3-2. Decizia arbitrilor, acest sportiv și mai bun luptător, caracterul Kyokushin românesc și european. Atacă și acum, este mai bun, pare mai bun, pare. Cele 2 minute se cam scurt, mai sunt 16 secunde. 14. Ilaș este mai bun, lovește bine, atacă, nu s-a oprit, nu văd nicio ripostă de la adversar, încearcă lovitură, nu se punctează. Harris Balmen, aflat în spatele lui, îl aplaude, gata, e clar, Ilaș trebuie să câștige, a avut 2 voturi mai înainte. Să vedem decizia. Ilaș în finala europeană. 4-0, 5-0, Ilaș. A treia victorie în acest turneu.